Bună, draga mea, sunt Luna Ala. Ianuarie 2021 este probabil a fi haotic pentru mulți dintre noi. În prima lună a acestui an, în mod clar nu merită să investești toate eforturile, timpul și capitalul în întreprinderi ambițioase. Este mult mai rațional să petreci această lună, cercetând cu atenție terenul pentru afacerile viitoare, recuperându-te încete după vacanța de sărbători, dedicând-te timp sănătății. Evenimentele din ianuarie în ansamblu vor aduce pozitiv pentru mulți, deși este încă dificil de înțeles unde vor conduce și ce consecințe vor avea. Patronii cerești Anul 2021 va fi dominată de planeta roșie. Este deja obișnuit să vorbesc de Marte? Zeul războiului, a cărei poziție retrogradă poate provoca dezastre naturale și catastrofe sociale. Prima veste minunată este că pe tot parcursul lunii ianuarie și în toate lunile următoare din 2021, Marte nu va fi retrograd față de Pământ. Aceasta înseamnă că ar trebui să ne așteptăm la asistență de la planeta roșie, nu catastrofe. Deja în ianuarie va deveni clar că cea mai persistentă și îndrăzneață dintre planete este capabilă să insufle aceste calități în caracterul chiar și celui mai modest om. Cu toate acestea, puțini oameni vor înțelege clar pe ce anume ar trebui să se concentreze. A doua planetă prietenoasă pentru noi va fi Saturn. Zeul timpului este calm și fără grabă. Aceste caracteristici se vor încadra armonios în atmosfera din ianuarie. În puterea lui Saturn, merită să dedici timp planificării afacerilor viitoare, întocmind un plan detaliat pentru tot anul, găsind surse de reîncărcare a energiei. Cei care ne doresc rău. Patronii cerești din persoana lui Saturn și Marte, desigur, ne oferă pace și stabilitate în majoritatea sferelor vieții. Cu toate acestea, aceste planete, ca și noi, se vor confrunta cu o poziție din partea altor planete numai puțin puternice. Este vorba despre uniunea lui Mercur cu Uranus. Poziția retrogradă a acestor planete nu ne va permite să atingem noi culmin timpul unei luni în general favorabile și calme. Mercur, cel care supraveghează succesul material, te va obliga să strângi centura. Ianuarie cu siguranță nu este potrivit pentru achiziții majore sau pentru începutul dezvoltării financiare. La rândul său, Uranus negativ ne va priva de idei proaspete, luminoase, non-standard. De aceea, mulți, deși vor simți o creștere a forței și energiei, nu vor găsi direcția în care ar trebui să fie folosite. Liderii elementelor, ianuarie 2021 Deși nu este foarte potrivită pentru punerea în aplicarea unor afaceri, poate aduce în continuare rezultate destul de productive. Guvernatorii fiecărui element vor ajuta în acest sens, Jupiter va ajuta semnele de apă și de aer la începutul anului 2021, va exista dorința de a reuși în afacerile profesionale sau de a crește statutul public, luna aceasta va da tonul caracterului anului. Dacă va fi cheltuită pentru un studiu cuprinzător al realizărilor viitoare, reprezentanții elementului Pământ, Capricorn, Fecioară, Taur, în ianuarie 2021 pot conta pe o atitudine favorabilă din partea iubitoare Venus, în timp ce lumea se trezește din somnul de anul nou, semnele numerate pot întâlni dragostea, pot înregistra o căsătorie, pot experimenta o pasiune puternică pentru o persoană deja familiară. Reprezentanții focului, leu, săgetător și berbec, vor fi susținute în mod neașteptat de Neptun. Cea mai emoțională dintre planete va învăța aceste semne să găsească plăcere, trăindă nu conform vectorilor externi, ci conform vectorilor interni. Acesta este un moment bun pentru informare și introspecție aprofundată dar hai să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, în ianuarie, nu ar trebui să faci o paralelă între trecut și prezent. Este necesar să accepti că trecutul este tot ce a fost ieri, nu poate fi prins, nu poate fi returnat, nu poate fi corectat. Simte-te liberă să privești către mâine? Iar acest mâine are toate șansele să fie fericită dacă chiar acum, când abia a început anul, începi să lupți pentru viitor. Acesta este principalul sfat din ianuarie pentru tine, grăbește-te înainte, conturează-ți o listă de sarcini pentru tot anul și începe să o implementezi încet, influența stelelor și a planetelor. În ianuarie 2021, îți va fi benefică o repornire psihoemoțională. Liderul tău tradițional te va ajuta la abandonarea tendinței dureroase de a reveni în mod constant înapoi. Marte va fi foarte puternic pe parcursul celor 12 luni și cine, dacă nu tu, principalul său semn, va câștiga bonusuri mari din aceasta. Marte te va ajuta să-ți aranjezi aripile și să decolezi cu îndrăzneală. Zborul ascendent va dura o anumită perioadă de timp și, evident, nu va fi limitată la o lună calendaristică, cu toate acestea, chiar și acum, la mijlocul iernii, vei putea observa că potențialul energetic a crescut considerabil, iar puterea a apărut pentru chestiuni care anterior păreau prea dificile. Pe lângă Marte, Neptun te va patrona în ianuarie 2021, celestialul în puterea căruia este aspectul emoțional, te va face să te înțelegi pe tine. Acesta este momentul optim pentru a te elibera în cele din urmă de puterea unui trecut nefericit, a înțelege ce vrei să realizezi, a scăpa de o relație dureroasă, de exemplu, îți interzici să comunici cu o persoană al cărei vampirism energetic a devenit o sursă de probleme pentru tine. Acum despre rău. În ianuarie 2021, va trebui să intri în modul economic, iar motivul pentru aceasta este agresiunea din partea planetei care este responsabilă pentru aspectul material, în timp ce Mercur este antagonistul semnului tău, nu este recomandabil să cumperi ceva, să faci un împrumut, să obții un credit ipotecar sau să te angajezi în vânzarea și cumpărarea de bunuri imobiliare. Viața personală, în timpul înghețului din ianuarie 2021, unele dintre voi pot experimenta o înflorire emoțională, îndreptându-se spre dragoste și romantism, cu toate acestea, reprezentantele familiilor acestui semn vor fi, în general, mulțumite de evoluția relației în căsătorie, desigur, nu vor fi cele mai lirice sau sublime dar absența acestor două componente compensează mai multă decât încrederea reciprocă și respectul dintre tine și sufletul tău pereche. Dacă încă mai ești singură în mijlocul iernii, vei renunța la încercarea de a construi dragoste și nu vor exista candidați de pentru a sta lângă tine, dar va exista multă timp liber care poate fi folosit pentru a găsi un hobby interesant sau pentru a face sport. Ce să faci? Cum să te comporti? În viața ta profesională din ianuarie nu se prevăd schimbări majore sau minore. Stabilitatea va fi observată atât în ceea ce privește valoarea veniturilor, cât și în relațiile cu colegii de muncă. Dacă ești antreprenor, astrele te încurajează să începi elaborarea planurilor pentru anul 2021. Ia în considerare mediul geopolitic și renunță la idei utopice. Sănătatea și discreția sunt cei mai fiabili dintre aliații tăi, zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Taur, în ianuarie 2021 te vei comporta foarte selectiv în materie de comunicare, nu vei dori să pierzi timp și vocabular pentru persoanele cu minți înguste sau cu capul în nori, ca și în trecut, tu ca și un semn zodiacal destul de serios vei avea un fel de obiectiv major. Este vorba despre ceva intangibil, de exemplu, despre dorința de a eradica un defect în tine sau despre dorința de a scăpa de unul dintre obiceiurile rele, influența stelelor și a planetelor, vei întâlni și vei petrece mijlocul iernii pe un val de optimism, multe dintre voi vor avea tendința să renunțe la o viață socială agitată de dragul treburilor casnice, grijă de bunăstarea ta sau de cei dragi. Motivul pentru acest lucru este foarte clar. În ianuarie 2021, guvernatorul tău tradițional, vorbesc acum despre Venus, va face o declarație puternică. De data aceasta, influența acestei planete se va manifesta nu în dorința de romantism, ci în dorința de a te dărui pe tine și toată puterea bunăstării celor dragi. Al doilea patron al tău la începutul anului 2021 va fi Saturn cea mai înțeleaptă dintre planete va adăuga caracterului tău deja rațional calități importante, cum ar fi lipsa de grabă în afaceri, capacitatea de a aștepta și concentrarea asupra rezultatelor pe termen lung. Așadar, luna aceasta pentru tine, dragă Taur, va avea o natură calmă și fără grabă. Din păcate, aceste lucru poate fi ușor împiedicate de negativul care va fi răspândită din partea singurului antagonist va fi o stea numită Soare. Planeta care supraveghează forțele energetice ale pământenilor nu îți va permite să te bucuri de o bunăstare excelentă și de o sănătate bună. Va fi util să lucrezi și să trăiești, evitând stresul fizic și supra-solicitarea emoțională. Încearcă să dormi mai mult, să faci plimbări în aer curat și să faci exerciții moderate. Viața personală În ianuarie 2021 Viața ta personală nu va fi în mod sigur acoperită cu gheață, o astfel de caracteristică va fi observată în mod clar ca dorința de a petrece tot timpul liber în compania membrilor gospodăriei, cele care au un partener obișnuit, în a doua jumătate a acestei luni, vor dori să aducă puțin exotic în viața lor, vorbesc despre experimente destul de justificate, de exemplu, în domeniul intimității. Dacă ești încă singură, la mijlocul acestei ierni, va începe o corespondență foarte interesantă pe rețelele de socializare. Este prea devreme pentru a planifica ce loc în destinul tău va avea aeroul acestei acțiuni virtuale. Un lucru este clar, această persoană te va ajuta să-ți iluminezi plictisitoarele zile de iarnă. Ce să faci? Cum să te comporti? Tu ești o persoană judicioasă până la baza? iar această trăsătură va deveni și mai evidentă la începutul anului 2021. O mică agitație poate începe la locul de muncă. Poate că colegii vor fi intimidați de potențiale schimbări de personal. La rândul tău, vei judeca așa, de ce să te deranjezi până când chestiunea nu a progresată dincolo de burfele și zvonurile tipice. Din fericire, nu se așteaptă alte neajunsuri în probleme profesionale. Dacă ești antreprenor, ar trebui să arăți mai multă toleranță față de personalul tău în ianuarie 2021. Mulți dintre acești oameni se vor legăna multă timp după sărbătorile de anul nou, ceea ce nu va avea cel mai bun efect asupra rezultatelor muncilor. Cererea consumatorilor pentru produsele sau serviciile tale în această lună, de asemenea, nu va fi la cel mai înalt nivel. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Gemeni, vei petrece încet, pendelete acestea nu înghețat. Mijlocul iernii 2021 va consta în adunări prietenoase lungi, întâlniri cu cei mai apropiați membri ai familiei tale, sau în vizitarea a tot felul de evenimente și divertisment online. Acest vârtej zgomotos poate provoca oboseală. Pe la sfârșitul lunii ianuarie va veni momentul în care tu, cea plină de viață și veselă, vei simți nevoia de intimitate. Acest timp ar trebui să fie dedicat elaborării de planuri pentru viitor. Influența stelelor și a planetelor. Anul 2021 pentru tine va începe nu numai cu curaj nesfârșit, ci și cu instabilitate financiară. Motivul pentru aceasta va fi lipsa de sprijin din partea liderului tradițional al tău. Mercurul în această etapă își va asuma o poziție retrogradă față de planeta Pământ. Vei observa aceste lucruri mai puțin decât alții, cu toate acestea, pentru ceva timp va trebui să renunți la achizițiile mari și la odihna prea costisitoare. În ceea ce privește imaginea planetară a lunii înghețate, aceasta va avea o altă proprietate unică patronul tău în această lună va fi o planetă care rar ori acordă atenție reprezentanților zodiei gemeni. Este vorba despre Neptun. Stăpânul sferei senzoriale emoționale va decide că pentru tine este timpul să te înțelegi. Drept urmare, din când în când va exista dorința de a rămâne în tăcere și de a te scufunda în propriile gânduri. Venus va deveni antagonistul tău în ianuarie 2021. Luna aceasta este extrem de proastă pentru cunoștințele romantice, pentru înregistrarea unei căsătorii, pentru gândirea la viitorul relațiilor conjugale, există riscul să apare egocentrismul, ceea ce va complica și mai mult comunicarea cu membrii sexului opus, viața personală, în timp ce venus în mod clar nu te favorizează, este necesar să-ți controlezi strict viața personală se aplică în egală măsură atât reprezentantelor singure, cât și celor familiste ale acestui semn. Dacă ai deja un partener obișnuit, există riscul să provoci nemulțumiri față de o persoană dragă cu absențe frecvente de acasă sau cochetărie excesivă cu persoane de sex opus. Fă totul pentru ca, din vina relației enumerate, cuplul să nu se confrunte cu amenințarea divorțului. Dacă ești singură, ar trebui să fii interesată de starea civilă a celor cu care intenționezi să începi o relație amoroasă, este foarte probabil să experimentezi o pasiune pentru o persoană care are deja un partener constant, el va afla despre acest lucru, după care vor începe mari probleme, ce să faci, cum să te comporti, în rare cazuri în ianuarie 2021 vei arăta perseverență în materie de profesionalism? Luna aceasta cu siguranță nu te va duce la creșterea carierei. Mai mult, riscul crește din cauza neglijenței excesive, până la pierderea poziției sau pierderea încrederii din partea conducerii. Fii deșteaptă și de dovadă de conștiință și profesionalism maxim. Cele care lucrează pentru ele însele, adică antreprenorii, în mijlocul iernii vor trebui să se gândească la schimbările de personal din cadrul întreprinderilor va deveni clar că componența anterioară a celor care au fost angajați nu este suficient de activă, profesională și muncitoare. Încearcă să te asiguri personal că persoanele pe care alegi să aplice pentru locul de muncă nu creează o dezamăgire suplimentară. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. RAC în ianuarie 2021 astrele -ți se recomandă să câștigi forță pentru a petrece anul care va fi început cu rezultate bune. Pentru tine, luna aceasta ar trebui să fie un răgaz în afaceri. Nu ți se cere să fie eroină nici acasă, nici la serviciu, nici în sport. Lasă totul să meargă exact așa cum au aranjat stelele. Nu ar trebui să intri în panică dacă la un moment dat situația merge prost. Foarte curând de totul va reveni la normal de la sine, influența stelelor și a planetelor, la mijlocul iernii 2021, poți fi numită cu siguranță una dintre principalele favorite ale cerului, imaginea universului cu privire la semnul tău zodiacal va fi extrem de favorabilă, poți conta pe patronajul liderului tău tradițional, vorbesc despre lună, precum și sprijinul din partea lui Jupiter și Saturn începe orice conversație lăsându-te influențată de tutorele tău tradițional. La fel ca înainte, luna va face totul pentru ca intuiția ta să fie la maxim, al șaselea simț îți va spune în ce moment să te oprești în procesul litigiilor sau ce decizie trebuie luată cu privire la viitorul apropiat. Unirea lui Saturn și Jupiter, la rândul său, îți va oferi sprijin în toate afacerile de zi cu zi probleme mici le vei întâlni cu capul sus, după care aceste probleme vor fi eliminate de la sine. Susținerea planetelor de vârf garantează stabilitatea în toate. Cu toate acestea, în ianuarie 2021, ar trebui să rămâi în continuare cu turație redusă. Și există motive întemeiate pentru asta. Faptul este că în acest stadiu Uranus îți va fi foarte neloial. O planetă dominată de creativitate și știință te poate priva de o trăsătură importantă, și anume capacitatea de a găsi idei proaspete în creativitate, carieră și afaceri. Dacă începi un proiect în acest moment, mai devreme sau mai târziu se va manifesta clar stagnarea ideologică, iar această criză te poate împinge spre plagiat. Nu uita la ce fel de necazuri duce acest lucru, vorbesc despre rămușcări. Despre probleme cu legea, viața personală, situația vieții tale personale va fi stabilă pe tot parcursul lunii ianuarie. În zilele de sărbătoare, membrii familiei tale se vor putea bucura în mod corespunzător de comunicarea cu tine. Adesea, mulți oaspeți se vor aduna între pereții casei tale. Viața de zi cu zi va încuraja familia ta să se gândească la viitor. Este probabil ca la sfârșitul acestei luni, tu și gospodăria ta să luați o serie de decizii importante, de exemplu, veți planifica să încheiați o ipotecă pentru a cumpăra un spațiu de locuit mai generos. Dacă ești dintre cele singuratice, din mijlocul acestei nu vei arăta mai puțin interes în a cunoaște oamenii noi. Va exista dorința de a petrece mai multă timp în tăcere și nu la întâlniri și petreceri. Cu alte cuvinte, personajul principal, Eroul fanteziilor tale nu va apărea încă. Ce să faci? Cum să te comporti? Aspectul profesional în ianuarie 2021 va primi cantitatea adecvată de forță și atenție de la tine. Cu toate acestea, luna aceasta nu va fi o descoperire în viața ta profesională. Nu uita de lipsa de idei proaspete cu care va trebui să te confrunți datorită lui Uranus este deosebită de relevant pentru cele care sunt implicate în creativitate, știință și activitate inventivă. Pentru toți ceilalți raci, nimeni și nimic nu va interfera cu îndeplinirea competentă a sarcinilor profesionale. Dacă ești antreprenor și lucrezi în interes propriu, în ianuarie vei fi ocupată să faci planuri pentru anul care a început, încercând să evidențiezi obiectivul principal pentru tine, Evaluează sobru potențialul întreprinderii tale și ține cont de situația internațională, aceasta îți poate complica într-un fel sau altul afacerile. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Leu, astrele te predispun în ianuarie 2021 a fi excesivă și agresivă. Vei demonstra în mod clar tuturor că ești un predător tipic, care are tendința de a-și urmări cu răbdare victimele și apoi de a ataca. Nu va fi bine pentru cei care ți împiedică calea. Cu toate acestea, obiceiurile predătoare pot interfera cu ceva. De exemplu, din cauza obiceiurilor tale în trecut, reputația stabilită a unei persoane calme și umane poate fi zdruncinată semnificativ. Influența stelelor și a planetelor este necesar să înțelegi motivele pentru care obrăznicii apare în personajul tău în mijlocul iernii, dincolo de toate limitele rezonabile. Acest lucru se datorează patronajului formidabilului Marte. El va deveni inspiratorul tău și impulsivitatea marțiană va ghida fiecare act al predătorului din tine. În același timp, vei fi susținută de liderul tău tradițional, Lumina Zilei. Soarele va întări sănătatea ta și optimismul cu care te angajezi în orice afacere. De fapt, dacă canalizezi energia pe care alianța marte -Soară o de faptelor bune, ianuarie 2021 poate fi o perioadă triumfătoare pentru tine. Cu toate acestea, există riscul ca întoarcerea spre creație să nu aibă loc. Vinovatul este singurul antagonist al semnului tău, Luto. Datorită atacurilor frecvente dinspre această planetă, îți vei controla prost starea de spirit și vei refuza să admiți că ești departe de a fi întotdeauna și nu întotdeauna relevant să te comporți ca un adevărat prădător. Încurajează-te să fii calmă și discretă. Viața personală Este important să te asiguri că, din cauza impulsivității excesive, problemele nu apar în treburile personale. De exemplu, nu ți este recomandat să pui presiune pe cei dragi, chiar dacă aceștia refuză să-ți susțină ideile fără îndoială. Mai multă tact, umanitate și răbdare. Uneori este mai bine să întrerupi dialogul decât să propui un fel de ultimatum. Nu uita că este ușor să rupi armonia în cadrul unui cuplu căsătorit și este extrem de dificil să o restabilești. Leoicele singuratice ce vor putea face cu ceriri folosind forța marțiană și farmecul, cu toate acestea, nu înceta să analizezi dacă fiecare nou obiectiv este atât de necesar, nu începe o poveste nouă doar pentru a bifa caseta de lângă ea, ce să faci, cum să te comporti, locul în care natura ta prădătoare se va manifesta cel mai viu în ianuarie este în carieră, în timp ce colegii se scutură încet de Lena de după anul nou tu vei fi activă, curajoasă, incredibil de proactivă în chestiuni profesionale. Evenimentele din această lună vor contribui la consolidarea credibilității afacerii. Unora dintre voi li se vor încredința noi puteri care le vor aduce atât beneficii materiale, cât și posibilitatea de a-și răsfăța vanitatea. În ceea ce privește antreprenorii acestei zodii, ianuarie le va aduce multe victorii mari. Există șanse ca în multe poziții să-și depășească concurenții, ceea ce la rândul lor va oferi avantaje imense pe o scală de an întreg. Este recomandat să nu uitați de sentimentele subordonaților voștri, în special, pentru a evita manifestările unui totalitarism incomensurabil față de acești oameni. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Fecioara te vei întâlni pe tine însă puțin mai melancolic în ianuarie, anul 2021, pentru semnul tău va începe cu mici probleme de zi cu zi, poate că vorbim despre o defecțiune a echipamentelor de uzcaznic sau a vehiculelor personale, acestea sunt, de fapt, lucrurile mărunte din viață care nu ar trebui să-ți strice starea de spirit, cu toate acestea, există riscul să tragi o concluzie greșită în lumina acestor evenimente. Aceste lucruri îți poate da sentimentul că anul care tocmai va fi început va fi plin de tot felul de obstacole, dintre care multe sunt aproape de netrecut, influența stelelor și a planetelor, tu ai o personalitate strictă și ai tendința să fii puternică din punct de vedere moral. Din păcate, la mijlocul acestei ierni, este posibil să ai tendința de a intra în panică fără niciun motiv. Rădăcinile acestei probleme ar trebui căutate nu în tine, ci în poziția planetelor guvernatoare. În ianuarie 2021, nu vei mai avea aproape niciun patron. Lucrul este că liderul tradițional al semnului tău, Mercur, în acest segment va lua o poziție retrogradă față de planeta Pământ. Acest lucru va provoca frământări financiare, cheltuieli neașteptate și o serie de alte probleme. În timpurile normale, nu le-ai acorda prea multă atenție, dar nu acum, când tu vei avea un antagonist destul de periculos, va fi Neptun deprimat, capabil să scufunde chiar și cea mai sănătoasă persoană în puterea experiențelor pesimiste, din cauza atacurilor frecvente de la această planetă, vei crede din ce în ce mai mult că viața este prea strictă pentru tine, că ziua de mâine este văzută ca printr-o ceață, că relațiile cu cei dragi nu dau nici bucurie, nici armonie. Lista problemelor pe care le atrage imaginația poate continua la nesfârșit. Este mult mai important să înțelegi cum să faci față acestei posibile depresii. Iarna este momentul în care mulți sunt în deficit solar. Nici tu nu faci excepție, ceea ce înseamnă că este necesar să restabilești echilibrul emoțional normal cu reîncărcarea regulată din pământ înconjoară-te cu lucruri strălucitoare, mănâncă mai des fructe și legume, mergi pe jos, făți timp pentru distracția de iarnă. Toate acestea te vor ajuta la combaterea depresiei. Viața personală, vorbind obiectiv, nu vor exista probleme serioase în viața ta personală în ianuarie 2021. Cu toate acestea, le poți crea singură dacă începi să te agăți de partenerul tău fără niciun motiv hărțuindu-l pe cel drag cu gelozie sau reproșuri nefondate, monitorizează-ți starea de spirit, dacă ești încă singură, nu ar trebui să scapi de o depresie de neînțeles în brațele unor persoane necunoscute, străine. Acest lucru va duce la un singur lucru, la convingerea că dragostea adevărată nu există, așteaptă cu răbdare să apară o persoană în destinul tău, care îi vei deschide accesul atât la corp, cât și la inimă. Ce să faci, cum să te comporti, în domeniul profesional, ianuarie 2021 va trece aproape neobservată pentru tine. Nimic nu se va schimba, nici veniturile, nici relațiile cu o echipă de colegi, nici gama de responsabilități de muncă. Dacă ești dintre cele care lucrează pentru ele însele, ar trebui să alungi rapid starea de spirit depresivă. Faptul este că în cursul acestei luni vor ajunge simultan mai multe vești sau propuneri de afaceri interesante. Este important să tragi concluzia corectă. Viitorul întreprinderii tale va depinde cel mai probabil de aceste vești și oportunități. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Balanța. În ianuarie 2021 vei avea impresia că oamenii sunt complet în afara legăturii cu realitatea. Acest lucru va fi condus de atitudinea ta creativă, poate chiar excesiv de creativă. De fapt, zborul fanteziei nu trebuie oprit și suprimat. Cu toate acestea, trebuie să te asiguri că ea, fantezia ta, nu te conduce într-o junglă impenetrabilă. Pentru a face acest lucru, analizează oportunitatea fiecăreia dintre ideile care au apărut și nu uita să ceri sfaturi celor în a căror opinie de plin încredere. Influența stelelor și a planetelor Este necesar să înțelegi motivele pentru care tu, la mijlocul acestei ierni, te vei plasa adesea deasupra norilor și vei face planuri suprarealiste. Aceste lucruri provine dintr-o uniune planetară destul de ciudată. Liderii zodiei tale vor fi patronul tradițional, Venus și asistentul ei neașteptat în fața celei mai creative planete. Este vorba despre Uranus, în puterea căruia crește creativitatea. Tu, dragă balanță, vei observa cu siguranță acest lucru. Cu toate acestea, există un moment neplăcut în ceea ce se întâmplă. Venus și Uranus nu vor putea interacționa normal unul cu celălalt. Aceste planete, de fapt, au sfere de influență diferite, dar fiecare dintre ele va invada posesiunile celelalte. De exemplu, Uranus se va manifesta în treburile personale. Din acest motiv, pot cere de la jumătatea ta un fel de reformă aventuroasă, dar nevăzând reacția corespunzătoare, va exista nemulțumire față de relația cu sufletul pereche. În ceea ce privește Venus, această planetă va invada periodic afacerile în care dragostea și romantismul sunt practic inacceptabile. Drept urmare, poți începe să observi că pasiunea pentru unul dintre colegii tăi te împiedică să te concentrezi asupra muncii, sau a apărut o atracție irezistibilă pentru un partener de afaceri. Antagonistul tău din ianuarie nu te va ajuta să rezolvi totul. Va fi Mercur, responsabil pentru succesul material. De aceea, chiar și cu idei foarte extraordinare despre cum să te îmbogățești, este puțin probabil să-ți poți crește veniturile. Viața personală. Deci, în sfera sentimentelor în ianuarie 2021, Uranus te va invada activ. Aceste lucru amenință să complice relațiile în cadrul unei căsătorii conservatoare. Înainte de a cere orice experimentă de neimaginat sufletului tău pereche, gândește-te la consecințe. Dacă ești singuratică, desigur, nimeni nu te deranjează să pui în dragoste diferite experimente. Cu toate acestea, este important să nu exagerezi în această chestiune. De exemplu, este extrem de nesigur să încerci o relație cu cineva care este deja căsătorit. Ce să faci? Cum să te comporti? ianuarie 2021 poate mulțumi pe toată lumea a cărei activitate profesională este legată de creativitate, invenția sau știință. Cu toate acestea, este necesar să dezvolți în mod constant în tine ideea că munca și viața personală sunt poliopuși. Dacă urmezi acest sfat, mijlocul acestei ierni poate fi un triumf pentru cariera ta. Cele care lucrează pentru ele însele, adică antreprenorii, vor putea de asemenea să-și folosească creativitatea cu mare succes. Voi, antreprenorii balanță, nu trebuie să vă grăbiți să întruchipați imediat o idee strălucită după alta. Calculați profitul potențial, măsurați-l în funcție de riscul pe care vi-l asumați, trageți concluzia corectă și abia apoi începeți să implementați aceste idei. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Scorpion, vei avea o atitudine filozofică față de viață în ianuarie 2021, vei înceta să lupți ca un pește pe uscat pentru a atinge un scop dificil legat fie de o carieră, fie de frontul interpersonal, vei înțelege că echilibrul interior este mult mai important decât realizarea acestui vis dificil, deși această dorință nu te va ajuta să reușești îți va oferi ocazia să te simți ca o persoană care are nevoie de cel mai puțin pentru o fericire completă. Influența stelelor și a planetelor Vei avea tendința să fii emoțională și animată, dar aceste calități sunt ușor transformate în ianuarie 2021. Acest lucru se va întâmpla sub influența patronului tău neașteptat și vorbesc despre Saturn una dintre cele mai înțelepte planete te va învăța să îți stabilești corect prioritățile. Unde se va întâmpla acest lucru, atât în carieră, cât și în probleme personale? Cu toate acestea, nu trebuie să uiți că ai și un lider permanent, Pluto, înzestrat cu un caracter foarte extraordinar. Sub influența mentorului tău, vei putea face încă câțiva pași impulsivi. De exemplu, Poți spune cuiva o mulțime de lucruri inutile, poți face achiziții inutile și cel mai rău, poți permite pasiunilor interzise să se aprindă. Controlează-ți comportamentul. Aceste lucruri te va ajuta să te protejezi de intrigile unor antagoniști destul de periculoși. Este vorba despre uniunea lui Mercur și Venus. Mercur poate interfera cu afacerile materiale, iar Venus, la rândul său, va invada sfera atașamentelor de dragoste. Dacă într-un moment atât de dificil îți vei răsfăța emoționalitatea ridicată, nu poți decât ghici consecințele unei astfel de comportament. Este mult mai corect să asculți instrucțiunile lui Saturn și să stingi agresivitatea în tine la timp. Viața personală În ianuarie 2021, nu vei avea motive de a-ți face griji cu privire la viața ta personală. Relațiile cu vechiul cerc de prieten și cu un partener permanent vor fi pline de înțelegere reciprocă, încredere și căldură. Cu toate acestea, la sfârșitul acestei luni, o mică agitație nu este exclusă, provocată de vești inexacte. Acesta este momentul culminant în care nu ar trebui să-ți rezistența spartană. Dacă ești printre cele care nu au găsit încă dragostea adevărată, în mijlocul acestei ierni vei fi cu mare teamă să te apropii de cineva. Și acesta este cu adevărat modelul corect de comportament. Faptul este că poți risca să atragi atenția unei persoane nedemne, din cauza căreia o nouă rană va apărea pe inima ta. Ce să faci? Cum să te comporti? Comportamentul precaut, atentă nu va interfera cu tine în probleme profesionale. Dacă ești angajată, Astrele te încurajează să-ți monitorizezi cu atenție cuvintele pe tot parcursul lunii ianuarie. Există șansa ca unul dintre colegii înșelători să te provoace în mod deliberat la comentarii negative despre șeful tău și apoi să citeze aceste cuvinte, provocând astfel daune ireparabile relații tale cu șeful. Dacă ești printre cele care desfășoară activități independente, vei fi în general Mulțumită de câștigurile tale din ianuarie, în același timp, este puțin probabil ca vestea apariției unui alt concurent să-ți fie pe plac. Ar trebui să dezvolți urgent o strategie pentru comportamentul tău în această situație. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Săgetător. În ianuarie 2021 nu ți este recomandat să ascunzi emoțiile în spatele măștii unei persoane absolut indiferente, încercând să ascunzi sentimentele chiar și celor mai apropiați oameni, riști să te conduci singurică într-un impas insurmontabil. Da, ești incredibil de rezistentă și puternică din punct de vedere mental. Cu toate acestea, dragă săgetător, ar trebui să aranjez periodic pentru tine ceva de genul unei eliberări emoționale. Acesta este un sfat foarte important, de care vor depinde în mare măsură rezultatele anului care abia vine. Influența stelelor și a planetelor, ce se întâmplă cu tine în mijlocul acestei ierni poate fi descris ca o presiune constantă de circumstanțe. Se prevede un număr considerabil de probleme foarte diferite de la funcționarea defectuoasă a echipamentelor de acasă, până la certuri cu rude apropiate, acest lucru se datorează faptului că alinierea planetară nu este cea mai favorabilă în raport cu semnul tău, potrivit căreia avea un singur patron și mai mulți antagoniști simultan, merită să începi o conversație cu planete care să arate, ca să o spun ușor, o atitudine neprietenoasă. Uniunea Planetară a lui Mercur și Uranus va pune armele împotriva ta. Aceste planete sunt capabile să creeze o adevărată agitație în sfera creatoare și în tot ceea ce este legat de aspectul material. Cel mai rău dintre toate, atacurile antagoniștilor din ianuarie pot complica semnificativ afacerile și proiectele început anterior, cele de la care intenționai să obții primele rezultate sau venituri chiar acum. Fii răbdătoare! Situația revine treptată la normal, ceea ce se întâmplă nu ar trebui să devină cauza confuziei interne sau a depresiei pentru tine. Alături de tine, dragă săgetător, va continua să fie liderul tradițional, Jupiter, el nu va permite circunstanțelor să joace un rol fatal în destinul tău, această planetă te va ghida pe calea cea mai simplă și cea mai scurtă. Iar această cale va duce în cele din urmă la realizarea ceea ce a fost planificat, având în spate un patron atât de puternic, este extrem de ridicol să dai putere tulburărilor și panicii. Viața personală, luna înghețată ianuarie 2021, deși va fi amintită ca un moment foarte controversat, această perioadă nu va provoca un colaps complet în sfera afecțiunilor de dragoste permiteți să exprimi ceea ce se întâmplă în inima ta. Aceste lucruri te va ajuta pe tine și pe celălalt semnificativ să găsiți un limbaj comun și să eliminați toate problemele din căsătorie. Cele care sunt încă singure sunt sfătuite să nu se grăbească să înceapă o nouă poveste de dragoste. Pentru început, trebuie să restabilești stima de sine normală. În timp ce este aproape la zero, Există riscul de a-ți lega soarta cu o persoană care va lua de bunăvoie statutul de dictator în cadrul acestui cuplu. Nu lăsa pe nimeni să-ți rupă personalitatea. Ce să faci? Cum să te comporti? Toate problemele care apar în această lună în afacerile profesionale, le vei putea depăși cu ușurință, dacă îți vei recăpăta prezența normală a minții. Când ești la serviciu, gândește-te adesea la ce te poți mândri cu o atitudine emoțională puternică, decisivă, nu numai că vei face față crizei, ci și o vei întoarce în beneficiul viitorului tău profesional. Pentru cele care lucrează pentru elenele, adică antreprenorii zodiei, este necesar avea un nucleu interior solid. În ianuarie 2021, antreprenorii vor trebui să ajusteze fluxul de lucru. Va fi frumos dacă vei lua un asistent în persoana unui profesionist cu o experiență impresionantă. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Capricorn, în ianuarie 2021 va trebui să faci față perioadelor de nefuncționare în multe cazuri. Un mediu planetar nefavorabil pentru tine se va manifesta atât în evenimente majore, cât și în lucruri mici poate că nu vei putea face o achiziție planificată de multă timp, poate că vei fi obligată să abandoneze o călătorie interesantă. În același timp, comunicarea cu cei dragi, prieteni și familie va oferi o plăcere de neuitat. Aceasta va deveni o adevărată ieșire pentru tine într-o perioadă atât de stresantă. Influența stelelor și a planetelor Tu, desigur, nu ești printre cei care își pleacă capul în fața circunstanțelor. Tot ce se întâmplă în destinul tău în timpul lunii ianuarie, vei îndura cu demnitate. Moralul va fi întărit de patronul tău planetar. Vorbesc despre liderul tradițional al acestui semn, Saturn. El nu îți va permite să te împiedici în eșecuri dar să te facă să crezi în tine însăți și să privești cu îndrăzneală către ziua de mâine. Pe lângă Saturn, Venus va fi departată pe tot parcursul lunii ianuarie. Planeta care supraveghează aspectul senzorial emoțional și dragostea te vor ajuta să-ți dai seama că cei dragi sunt în linia de salvare cu care poți supraviețui în vârtejul vieții. Este timpul să afli de ce ianuarie 2021 pentru tine va avea o culoare generală negativă. Natura tensionată a acestei luni va fi determinată de unirea planetelor antagoniste. Ar trebui să fii atentă la atacurile lui Mercur și Pluto. Din vina lor, chiar și lucrurile care au fost planificate până la cel mai mic detaliu vor deveni de multe ori imprevizibile. Luna aceasta nu este cu siguranță potrivită pentru achiziții mari, pentru a investi capitalul în orice proiect, pentru o strânsă cooperare cu colegii de muncă sau cu un nou partener de afaceri. Fie extrem de atentăm toate și în întotdeauna. Viața personală. Mulțumită sprijinului lui Venus. Vei putea observa o renaștere plăcută în sfera sentimentelor în timpul lunii înghețate. Dacă ai o familie, vei fi surprins să observi că dezacordurile din trecut cu un partener de căsătorie s-au scufundat în uitare, iar comunicarea a devenit mai romantică. Dacă ești dintre cele care visează la dragoste adevărată, vei putea întâlni un partener de relație aproape perfect în mijlocul acestei ierni. Adevărat! Dacă ești conservatoare nu-ți vei permite să te arunci în acest roman. Vei prefera o apropiere lentă cu o nouă cunoștință și astfel vei construi o aură de mister atrăgător în jurul tău. Ce să faci? Cum să te comporti? Problemele care sunt foarte probabil să se întâmple în afacerile profesionale ar trebui să fie întâmpinate într-o stare de luptă. Nu permite cuiva să spună pună bețe în roți, să interfereze cu munca. Comunicarea strictă și restrânsă cu colegii de muncă te va proteja împotriva potențialelor probleme. Continuă să-ți demonstrezi profesionalismul și problemele vor dispărea în curând. Dacă ești antreprenor și muncești pentru tine însăți, va trebui să te ferești de un atac puternic din partea concurenților. Cu siguranță vei rămâne pe linie de plutire, dar ecourile acestui atac vor fi auzite suficiente de mult situația se va îmbunătăți, dar creșterea veniturilor nu este încă așteptată. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Vărsător Ești sfătuită de astre să acorzi mai puțină atenție persoanelor negative în ianuarie 2021. Numărul celor dornici să îți ofere sfaturi valoroase sau să facă un comentariu inadecvat la adresa ta va crește semnificativ. Dacă reacționezi la aceste cuvinte, bunata dispoziție se va pierde. Luna aceasta, dragă vărsător, este mult mai corect să te concentrezi pe treburile casnice, să elimini cazurile care au apărut în familie și ar trebui să începi să ți corectezi starea de bine, influența stelelor și a planetelor. Atmosfera generală din acest anuarie pentru tine nu va fi caracterizată printr-un caracter negativ sau pozitiv pronunțat. Stabilitatea va fi văzută în majoritatea domeniilor vieții. Patronii tăi cerești se vor ocupa de acest lucru. Saturn se va alătura liderului tău tradițional, planeta Uranus. Această unire cerească te va ajuta să găsești un echilibru delicat între creativitatea neînfrânată, condusă de Uranus și înțelepciunea, care este la mila lui Saturn, această Uniune Planetară destul de neobișnuită te va ajuta în afacerile profesionale și interne, este logic să dedici ianuarie 2021 renovării, să lucrezi la un proiect creativ sau de afaceri, cu toate acestea, după cum am menționat deja, trebuie să te asiguri că nu există agresori tipici sau persoane invidioase lângă tine. Numărul lor va crește, iar motivul este datorat atacurilor lui Marte negativ. Această planetă va fi destul de loială tuturor celorlalte constelații zodiacale, dar va arăta totuși agresivitate față de tine. Cum se va manifesta acest lucru? Destul de des, în cursul lunii ianuarie, vei simți că ești gata să fierbi, vei răspunde grosolan la criticile dure, Vei glumi rău sau vei în mod specific pe cineva cu remarcile tale caustice. Aceste lucruri nu merită făcut. Încearcă să menții o atitudine sublim pozitivă, pentru a deveni iubită de ceilalți. Viața personală În viața ta personală din ianuarie 2021, nu vor exista urcări, coborâri sau drame. Mai multe decât de sentimente, vei fi îngrijorată de componenta materială a ființei tale. Aceasta este o perioadă minunată pentru a avea grijă de confortul din spațiul personal, împreună cu cei dragi, pentru a face o listă cu cele mai apropiate achiziții, pentru a te gândi unde să petreci timpul liber de la vară, pentru a avea grijă de viitorul unei rude mai tinere. Dacă ești încă singuratic în mijlocul iernii, nu vei mai visa despre atributele clasice ale iubirii adevărate. În același timp, Va exista un interes serios pentru persoana cu care ai o relație de afaceri sau de muncă, poate că acesta este primul capitol al unui mare roman, ce să faci, cum să te comporti, dacă te abții de la încercările frecvente de a-ți răni mândria provenind de, de la colegii negativi, nu vei avea alte probleme în plan profesional în ianuarie 2021, orice s-ar întâmpla la locul de muncă. Nu-ți permite să fii distrasă de la sarcinile care sunt necesare. Sarcinata principală este de a-ți îndeplini obligațiile de bază cu calitate înaltă, consolidându-ți astfel reputația profesională. Dacă ești dintre cele care face afaceri, agresivitatea marțiană care apare brusc în comportamentul tău va juca un rol bun, devenind mai dură. Poți evita rapid o serie de atacuri scurte din partea organizațiilor concurente, după care afacerea ta va continua să crească. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Pești, în ianuarie 2021 vei fi implicat în implementarea ideilor neobișnuite legate fie de creativitate, fie de design, în mijlocul iernii. Te vei simți inspirată și acesta este un moment unic în felul său pentru a crea ceva cu adevărat strălucitor, revoluționar, diferit de orice altceva, dar nu numai creativitatea îți va ocupa tot timpul liber, există un număr considerabil de lucruri în față, de care depinde confortul în casă, precum și bunăstarea financiară a celor dragi, influența stelelor și a planetelor vei petrece acest ianuarie geros mai activ decât toate celelalte semne ale cercului zodiacal. În timp ce toată lumea din jurul tău nici măcar nu încearcă să învingă lena, te vei concentra asupra mai multor lucruri importante de dată. O astfel de activitate va fi posibilă în mare parte datorită combinației unice de planete patron. Liderul tradițional al tău, Neptun, va găsi un aliat în persoana luminii zilei. Soarele este cel care te va înzestra cu o sursă colosală de energie. Acesta este un moment foarte favorabil pentru a utiliza în mod activ componenta ta intuitivă. Neptun este responsabil pentru aceasta. El este cel care îți va oferi o inspirație fără precedent. Soarele, la rândul său, te va face să te grăbești înainte și imediat. Dacă nu-ți permiți să fii leneșă, te poți aștepta la rezultate colosale. Singurul lucru care poate încetini ușor succesul potențial este discordia psihoemoțională provocată de Venus negativ. Ea, devenit antagonistul tău în ianuarie, te va face să intri în panică nerezonabil din vina problemelor de dragoste inexistente. De fapt, aceasta este o situație tipică când experiențele interioare te împiedică să mergi doar înainte. Învață să controlezi acest proces stinge experiențele inutile în tine însă Aceste lucruri te va ajuta în munca pe care ar trebui să-ți concentrezi principalele eforturi. Viața personală Judecând obiectiv, în viața ta personală, în ianuarie 2021 nu se va întâmpla nimic care să merite panica. Ar trebui să ai încredere în oamenii apropiați și în sufletul tău pereche, chiar dacă circumstanțele, dialoguri fragmentare, Suspiciunile tale interioare insistă pe altceva. Aceasta nu este altceva decât rezultatul intrigilor Venusului negativ, care intenționează să te lipsească de o imagine obiectivă a ceea ce se întâmplă. Nu o lăsa să te jeneze sau să te încurce. Același sfat este relevant și pentru cele care nu au creat o uniune familială și visează la dragostea adevărată. Condițiile preliminare vor apărea pentru a începe un roman frumos și va fi enervantă dacă îl abandonezi, crezând în zvonurile neadevărate ale cuiva, sau în alte informații neconfirmate, ce să faci, cum să te comporti, în ianuarie 2021 vei avea o atitudine creativă, constructivă, pozitivă. Acest lucru se va manifesta direct în afacerile profesionale, dacă ești angajat în creativitate sau lucrezi cu oameni, ești angajat în știință sau artă, vei putea obține rezultate excelente. Poate că luna aceasta va da tonul întregului an. Componenta creativă le va ajuta și pe cele care lucrează pentru sine, adică antreprenorii. Antreprenorii pot implementa în siguranță cele idei care apar în capul lor în fluxul de lucru. În această etapă, Vei putea dezvolta cea mai ingenioasă publicitate a bunurilor sau serviciilor tale, precum și cea mai nestandard politică de afaceri. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!